Începând de miercuri, noul inspector școlar general al județului Sălaj este doamna Maria Pop, cea care timp de 2 ani de zile a ocupat funcția de inspector școlar general adjunct. Fostul inspector școlar general se va întoarce la catedră, unde va preda istorie. Ia, felicitări mai întâi. Sigur că începând de astăzi se schimbă puțin fișa postului, în sensul că o să aveți mai multe atribuții, desigur, decât până acum. Dar, sigur, atunci când Dumnezeu te scoate oarecum în afara seriei, trebuie să te gândești poate mai mult la profesia pe care o ai, la obligațiile pe care le ai față de profesie și la ceea ce poți face pentru cei care vin în instituție cu diferite probleme, pentru unitățile pe care o să le coordonați din poziția pe care vă conferă ordinul pe care l-am citit anterior. Din experiența mea, așa pe care o am până acum în administrație, cred că un lucru foarte important pentru cei care ocupă funcții de conducere este acela de a accepta că doi oameni se pot uita la același lucru, dar să-l perceapă cu totul diferit. Și de aici poate să înceapă dialogul și fiecare cu argumentele lui poate să aibă o discuție, poate să aibă un dialog cu persoana care conduce inspectoratul sau cu colegul care are o funcție de inspector sau director sau profesor, în ideea de a găsi întotdeauna soluțiile cele mai potrivite la problemele care, din păcate, sunt în învățământul românesc și în cel sălajan. Fără îndoială că o să avem o colaborare bună, cel puțin din punctul meu de vedere, cred că sunteți în asentimentul meu, și aștept întotdeauna o deschidere din partea inspectoratului și o comunicare, pentru că comunicarea, așa cum l-am lăudat pe domnul Bancea, duce la rezolvarea multor probleme care apar și sunt inerente în învățământ. Felicitări, va trebui să vă faceți o echipă, că nu se poate singură și nicio funcție de conducere nu poți să te achiți, în nicio funcție de conducere nu te poți achita de obligațiile pe care le ai singur. Este la latitudinea noastră și aveți mână liberă să vă faceți echipa pe care dumneavoastră apreciați că o puteți coordona și cu care puteți colabora cel mai bine. Felicitări și aștept să colaborăm în continuare. Vă rog, domnule profesor. Domnilor și domnilor invitați, momentul de astăzi l-am pregătit în urmă cu 2 ani. În momentul în care am venit aici, la rândul meu am schimbat și eu pe cineva. Așa funcționează lucrurile la noi. Cred că nu este un lucru întotdeauna rău. Oamenii reușesc să câștige experiență prin ceea ce fac, prin accederea în anumite funcții. Ce pot să spun despre inspectoratul școlar în cei 2 ani în care eu am exercitat funcția de inspector general? Consider că lucrurile au fost și au mers într-o normalitate care trebuie să fie pentru orice sistem. N-am avut probleme deosebite. Am încercat să ne achităm de toate sarcinile pe care le-am avut. Am avut o colaborare deosebită cu autoritățile publice, cu organizațiile non-guvernamentale, cu agenții economici, cu unitățile de învățământ, cu directorii unităților de învățământ. Dar mai presus de toate, am păstrat prestigiul învățământului sălăjan la nivel național, având o colaborare deosebită cu Ministerul Educației și cu celelalte instituții centrale. De asemenea, în cei 2 ani de activitate, în cei 2 ani în care am fost în fruntea inspectoratului școlar, s-au realizat câteva lucruri importante pe care de-a lungul timpului le-am consemnat prin intermediul presiei, am adus la cunoștința opiniei publice și eu consider că sunt lucruri benefice pentru învățământul sălăjan, pentru școala din județul Sălaj. Sigur, vreau să mulțumesc în mod deosebit echipei de inspectori, colegilor din inspectoratul școlar, fără ei n-am fi reușit să facem aceste lucruri. Sunt niște oameni minunați,
chiar dacă uneori au fost momente în care am avut divergențe, consider că au fost divergențe constructive, le-am depășit și am mers mai departe întotdeauna. Eu îi felicit pentru tot ce au făcut, le mulțumesc că au fost alături de mine și le doresc mult succes în continuare. Iar doamnei Pop îi doresc mult succes și, cum am discutat și ieri, am spus că se poate. Și că nu este atât de greu încât să nu se poată merge mai departe. Și sunt convins că va face față cu brio în funcția aceasta. Felicitări și mult succes! Mulțumim, doamne! Real este o mare onoare, dar sunt conștientă că în același timp presupune și o foarte mare responsabilitate. Perioada care a decurs de la încheierea anului școlar și până astăzi, pentru Inspectoratul Școlar a fost o perioadă foarte încărcată. Am finalizat examenul de evaluare la clasa 8-a, examenul de bacaloreat, examenul de definitivat, dar n-aș putea să spun că în continuare perioada care urmează este una lejeră. Agenda Inspectoratului Școlar este, aș putea spune, în continuare încărcată. De aceea, prioritățile noastre în momentele imediat următoare vor fi desfășurarea în cele mai bune condiții a examenului de titularizare, desfășurarea bune condiții a următoarelor etape din calendarul pentru admiterea în învățământul liceal și învățământul profesional pentru anul școlar următor, a doua sesiune a examenului de bacaloreat și, nu în ultimul rând, activitatea de inspecție școlară, care presupune în luna august, în a doua parte a lunii august, inspecția tematică pentru monitorizarea unităților de învățământ în vederea începerii în bune condiții a anului școlar următor. Sunt multe activitățile, sunt un om de echipă, îmi place să lucrez în echipă și sunt sigură că împreună cu colegii mei din Inspectoratul Școlar, pe care acum pot să spun că de 2 ani îi cunosc, am lucrat cu dânsii, și care de fiecare dată, pentru că programul nostru de 2 ani, de când eu am venit aici, este tot la fel de aglomerat, de fiecare dată au dat dovadă de mult profesionalism, vom încerca să găsim soluțiile cele mai bune pentru toate problemele care se vor ivi. Vom încerca ca de fiecare dată să ne atingem obiectivele pe care o să ne le propunem, să facem în așa fel încât activitatea Inspectoratului Școlar să se desfășoare în condiții, spun eu, de normalitate, dar și de performanță. N-aș vrea să închei fără să-i mulțumesc domnului Bancea pentru buna colaborare pe care am avut-o în cei 2 ani. Să-i doresc mult succes în activitatea didactică și sper că și pe mai departe vom colabora la fel de bine. Vă mulțumesc! M-ați invitat, dragi colegi. Este un moment festiv astăzi. Este momentul de investire a doamnei Pop Maria în funcția de inspector general școlar, inspector școlar general. În primul rând, aș dori să încep prin a-i mulțumi domnului profesor Bancea Gheorghe. Am fost obișnuită să vă spun domnul general. De data aceasta mă adresez cu domnule profesor Bancea Gheorghe pentru foarte bună colaborare pe care am avut-o în scurtul timp de curs de la începutul anului școlar, de când am intrat și eu în această echipă. Vă doresc, domnule profesor, mult succes în continuare, multe succese și pe plan profesional și pe plan personal. Aș dori să o felicit în mod deosebit pe doamna Pop Maria pentru noua funcție. Așa cum a afirmat și doamna Pop, este o funcție care implică foarte multă responsabilitate. În același timp, este o onoare să conduci soarta învățământului sălejan. Sunt convinsă că doamna Pop, având în vedere experiența didactică și experiența managerială pe care a acumulat-o și la catedră și în activitatea la Inspectoratul Școlar, va ști împreună cu echipa să găsească cele mai bune soluții la toate problemele învățământului sălejan. Sunt convinsă, cunoscând-o foarte bine și colaborând foarte bine cu doamna Pop, sunt convinsă că va fi un om de echipă, că va ști să comunice
cu toți colegii și sper din tot sufletul să rămân aceeași colegă stimată și îndrăgită de toți. Sunt convinsă că așa va fi. Funcția de obicei consider că trebuie să-l schimbe în bine pe om. Sunt convinsă că de data aceasta se va întâmpla acest lucru. Mult succes, doamna inspector general, multă sănătate și contați pe echipa noastră pentru colaborare. Mulțumim! Una colaborare pe care am avut-o în acești 2 ani. Casa Corpului Didactic, fiind o instituție conexă a Ministerului Educației Naționale, dar coordonată metodologic cu Inspectoratul Școlar și având și sediul în aceeași clădire cu Inspectoratul Școlar Județean, a avut posibilitatea să desfășoare foarte multe activități în parteneriat cu Inspectoratul. La un moment dat nu mai știam care e activitatea lor, care e activitatea noastră, activitățile erau comune. Vreau să-i mulțumesc pentru înțelegerea și sprijinul acordat în acești 2 ani mie și colegilor mei și să-i urez mult succes în activitatea dânsului de acum încolo. Vreau să-i urez de asemenea doamnei Poc Maria multă putere de muncă în noua funcție pe care o exercită începând de astăzi. Sunt absolut convinsă că experiența acumulată în ultimii 2 ani de inspector școlar general adjunct, când a coordonat compartimentul curriculum și inspecție școlară, deci această experiență îi va fi foarte utilă în exercitarea atribuțiilor suplimentare pe care le are în calitate de inspector școlar general. Eu îi doresc și de fapt sunt sigură că va reuși să fac combinare perfectă între interesele dascălilor sălăjeni, ale părinților și elevilor. Din această îmbinare perfectă între cei 3 actori fundamentale procesului de învățământ, la sfârșitul mandatului, cât va fi un an sau mai mult, să spunem că a contribuit substanțial la creșterea învățământului sălăjan sub aspectul calității. Mult succes! Mulțumesc! Eu pun o frază, vreau să le spun că pentru amândoi, că mi-a fost șefe amândoi în ultimul rând, în ultimul timp, am un gând de rugăciune pentru amândoi, să-i dă Dumnezeu multă înțelepciune, sănătate. Le mulțumesc că în ultimii ani am avut 2 olimpiade și una de fizică, o etapă internațională, o etapă națională. Au fost alături de mine, m-au ajutat, se vede atunci când dai lucruri mai deosebite, se repare dacă șefii sunt alături de tine și am simțit acest lucru. Sunt un pic emoționat și vreau ca prezidiul să fie tot la peste o lună jumate, la când o să-mi dai drumul că trec diploma. Și în calitate de profesor. Așa că sunt de aici și mult, doamna viceprimar, în calitate de acesta de profesor, de elev, de... Și atunci va fi un moment de pe acum, când simt emoția. Eu mulțumesc tuturor de aici care au colaborat cu mine, celor 2 succese la amândoi în continuare. Vă mulțumesc! Domnului profesor Bancea la catedră, sunt convins, va fi benefică pentru elevi, deoarece este unul dintre cei mai buni profesori de istorie și știu când spun asta de ce spun. De asemenea, vreau să-i mulțumesc pentru felul în care s-a raportat la subaltern. Ghiță Bancea este un om fundamental corect și așa a fost, cel puțin așa l-am perceput. Îi mulțumesc și sunt convins că va avea succes. De asemenea, vreau să le mulțumesc celor care au decis ca doamna Pop să fie în funcția de inspector școlar general. Sunt absolut convins că competențele pe care le-a dovedit în cei 2 ani și ceva de când este inspector general la Zrunt, rigoarea deosebită, v-aș zice, de tip occidental și eleganța în comportamentul cu colegii va face ca dânsa să aibă cu siguranță succes. Vă mulțumesc și încă o dată succes, doamna Pop. Salarea mea în funcția de inspector școlar general adjunct, poate și amintesc că și atunci am spus, eram profesor și mi se părea uneori că vin cu groază la inspectorat și nu-mi doresc să se întâmple acest lucru pentru colegii mei dascăli. De aceea, întotdeauna
Noi am spus cu colegii inspectori, suntem în slujba colegilor noștri, a părinților și a elevilor și nu o să uităm acest lucru. Și să o felicităm pe doamna Pop, care are o treabă serioasă de astăzi. Mulțumim și dumneavoastră! Felicit, doamna Pop! Vă mulțumesc și eu pentru sprijinul. Felicitări! Deci, ea,